Elevii din județ care în timpul anului școlar au beneficiat de gratuitate pentru transportul cu autobuzele societății Transbus trebuie să plătească bilet pe perioada vacanței. Cardurile emise în toamnă au fost dezactivate ca urmare a schimbării legislației, potrivit unui anunț al Transbus. Stimați călători, vă anunțăm că legislația educației a fost modificată. Elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu și se deplasează în alte localități pentru efectuarea cursurilor școlare, beneficiind de posibilitatea de contării costurilor de transport de la unitățile de învățământ doar în perioada cursurilor școlare, anul școlar. Astfel, cardurile de transport gratuite de care ați beneficiat nu mai sunt conforme potrivit noii legislații, așa încât au fost dezactivate. Până la începerea noului an școlar 2021-2022, veți călători cu autobuzele Transbus pe bază de legitimații de călătorie valabilă, bilet sau abonament. După începerea noului an școlar, elevii vor putea deconta contravaloarea documentelor de călătorie de la unitatea de învățământ la care studiază în baza documentelor justificative emise de societatea Transbus.